Bună seara! Desigur, conferința pentru seara aceasta îi aparține părintelui profesor Gheorghe Olbea. Eu sunt aici doar pentru a transmite un cuvânt de binecuvântare din partea prefericitului părinte Patriarh Daniel și un cuvânt de felicitare atât pentru conducerea facultății, pentru organizarea acestui eveniment, cât și doamnei Elena Murariu pentru această expoziție inedită. Și aceste două acțiuni din seara aceasta se înscriu într-un program decis de Sfântul Sinod al Bisericii noastre Ortodoxe Române în ședința din 30 septembrie toamna aceasta, când s-a hotărât comemorarea festivă a momentului, a celor 30 de ani de când ne-am eliberat de comunism și pomenirea sau comemorarea la dimensiuni naționale a eroilor care au căzut în decembrie, dar și celor care au întreținut în timpul dictaturii comuniste spiritul acesta al fidelității față de tradițiile neamului, față de Evanghelia lui Hristos, față de credința creștină. Sigur, cum a spus Părintele Decan, s-a scris mult despre această revoluție, deși rămânem în aceeași obscuritate a informațiilor cu privire la ce a fost în mod real în 1989, o revoluție sau o lovitură de stat. Sigur, cercetările merg undeva în direcția de a accepta ambele ipoteze. Nu poate fi contestată o anumită urzeală a prăbușirii regimului comunist, dar cu atât mai puțin poate fi contestată existența unei mișcări populare de anvergură care a avut mai ales ca participanți pe tinerii care tocmai fuseseră crescuți și educați de regimul pentru care s-au arătat atât de viteși în a-l da jos. Deci a fost cu adevărat o revoluție și noi cinstim în seara aceasta, în aceste săptămâni, acest curaj al tinerilor, al românilor, care s-au ridicat împotriva unui regim extrem de aspru, care până la urmă s-a dovedit nu numai antireligios și anticreștin, ci prin consecințele pe care le resimțim și astăzi și antinațional. Sigur că Biserica a fost întotdeauna împotriva ideologiei comuniste și marxiste. În perioada interbelică, o mulțime de teologi, de ierarhi, au scris zeci de volume și sute de studii cu privire la pericolul pe care îl reprezintă ideologia marxistă și apoi cea comunistă. În perioada interbelică, pe când Biserica noastră era martoră la suferințele Bisericii Ortodoxe din Rusia, din Uniunea Sovietică, revistele noastre anunțau în fiecare număr al lor tragediile pe care le cunoștea Biserica din Rusia, care a avut pierderi imense de neimaginat. Într-o revistă care apărea în Basarabia, în perioada aceea, în granițele României Mari, un fost profesor de istorie bisericească de la Facultatea din Sankt Petersburg, refugiat în Bulgaria, încă democratică, scria că din membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ruse, majoritatea i-au fost studenți, dar că atunci când scrie aceste rânduri, niciunul nu mai era în viață, toți fuseseră executați de puterea sovietică. Noi, când regimul comunist s-a instaurat aici, sigur, pe de o parte, Biserica a dat dovadă de mai multă înțelepciune decât în Rusia, refuzând o opoziție pe față, ci căutând un modus vivendis care să-i asigure supraviețuirea și împlinirea misiunii fundamentale, aceea de a predica Evanghelia și de a boteza
de oameni în numele Sfintei Treimi, dar au existat o mulțime de preoți care s-au ridicat împotriva regimului. Am avut preoți și călugări care au luptat în rezistența de munți și potrivit cercetărilor Institutului Național pentru Studierea Totalitarismului, din rândul clerului ortodox, aproximativ 3.000 de preoți au fost deținuți politici în anii 50-60. La numărul de atunci al clerului, deci mai bine de o treime, a cunoscut ororile închisorilor comuniste. Dumneavoastră aveți astăzi acces printr-o literatură carcerală imensă, care vă stă la dispoziție, să luați la cunoștință prin ce iad au putut trece oamenii aceștia în anii de detenție. Ceva ce nici descrierile populare cele mai înfricoșătoare despre muncile iadului nu au putut să-și imagineze. Și sigur că această atitudine a clerului, chiar dacă mai puțin știu eu, manifestată public, a existat. Și fiecare preot a avut un univers al lui în care se simțea în siguranță și în care și-a exprimat atitudinea potrivnică acestei ideologii care era pe față anticreștină, antireligioasă. Sigur că și ultimele două decenii, în ultimele două decenii de regim comunist, au existat suficienți preoți, teologi care au avut de suferit, care au fost terorizați de diferite amenințări din partea serviciilor secrete. A fost celebrul caz cunoscut de toată lumea și în favoarea căruia au luat poziție atât Papa Ioan Paul al II-lea, cât și președintele atunci al Statelor Unite, ca în cazul preotului Gheorghe Calciu Preoteasa. Mănăstirile erau aspru supravegheate, pentru că aici în mănăstiri mari duhovnici încurajau poporul cultivând speranța într-o zi a libertății, a eliberării și așa mai departe. Această revoluție din decembrie 1989, orice s-ar spune despre ea, a avut fără îndoială o dimensiune spirituală, religioasă, profundă. Este un paradox că generația care a fost crescută în spiritul ateismului a redescoperit în acele zile de entuziasm, sigur entuziasm sporit de faptul că se apropia nașterea Mântuitorului și oamenii simțeau că și pentru poporul nostru se naște din nou o lume nouă, o lume în care libertatea, dreptatea, credința, toate celelalte valori vor putea fi cultivate în mod liber. De aceea, spre surprinderea tuturor, acești tineri au îngenunchiat pe străzile orașelor țării, au rostit Tatăl nostru pe care autoritățile și cei învituiți cu educația socialistă, ateistă, au fost surprinși, au recitat rugăciunea Tatăl nostru, au avut slogane care arată că nu s-au ridicat pentru pâine sau pentru salarii mai bune, ci pentru libertate și demnitate, vom muri și vom fi liberi. Și tot ceea ce s-a întâmplat după 22, moartea dictatorului în ziua de Crăciun, într-o zi de vineri, uciderea celui care a distrus biserica atât de dragă bucureștenilor, Sfânta Vineri, toate acestea au creat în sufletul oamenilor sentimentul că această revoluție, această minune, acest miracol din istoria modernă sau contemporană a poporului român, se înscrie în lucrarea providenței pentru un popor care a rămas credincios, așa cum au arătat realitățile imediat după Revoluție. Cu excepția unor copii de prin orfelinate, la noi nu s-a întâmplat ca în Rusia valuri de botezuri, pentru că toată lumea era botezată. Nu au fost nici cununii
săvârșite în exces, pentru că toată lumea, inclusiv membrii de partid, inclusiv lucrătorii din securitate, din servicii, în ascuns, unii chiar cu curaj la vedere, s-au cununat la biserică și au botezat copiii la biserică sau la mănăstire și în marea lui majoritate, majoritatea covârșitoare, poporul acesta a traversat acest întuneric comunist, rămânând creștin, chiar dacă nu întotdeauna a putut să-și manifeste această credință și această iubire pentru Hristos și pentru biserică. Sigur că în mișcările respective au existat și preoți implicați, seminariști, studenți, teologi. Eu eram atunci în ultimul an la doctorat, cunosc mai mulți teologi care au fost foarte dinamici în perioada aceea și după, pentru că spiritul Revoluției a fost continuat de ceea ce s-a numit piața Universității din București. Însă aș vrea să spun două cuvinte și despre un fenomen despre care nu s-a vorbit niciodată. Ce rol a avut Biserica în zilele Revoluției și imediat după acestea? Pentru că în aproape fiecare localitate, oamenii dorind să se răzbune pe șeful de post, pe președintele CAP-ului care i-a băgat la pușcărie pentru o traistă de știuleți, de porumb și așa mai departe, în multe locuri au existat tendințe de acestea de răzbunare și preoții care au fost cei mai supravegheați și persecutați, care au trăit permanent în presiunea că poate fi scos din preoție, că biserica lui poate fi dărâmată, era acel proiect teribil cu dărâmarea satelor și mutarea populațiilor într-un fel de orașe muncitorești, de dormitoare sovrom, și ei au sărit în apărarea acestor oameni. Și aș vrea să aduc aici, să amintesc doar faptul că la Hârlău, părintele Dimitrie Bejan, o figură emblematică a rezistenței românești și creștine în timpul regimului comunist, a fost supravegheat 24 de ore pe zi. Și cel care coordona supravegherea lui era un capitan de securitate, iar oamenii din Hârlău care vroiau să aibă acces la părintele, prețuindu-l pentru viața lui duhovnicească înaltă, nu aveau acces din cauza acestor oameni care îl păzeau permanent și efectiv au vrut să-l linșeze. Ori părintele l-a ascuns câteva săptămâni în casa lui, asigurându-i hrana, ceea ce a fost necesar. E un gest teribil care se ridică la demnitatea și sfințenia gesturilor celor din închisoare, care și-au pus în pericol viața pentru salvarea chiar și a unora dintre cei care îi persecutau, așa cum sunt multe episoade descrise în această literatură de care am vorbit, sau după Revoluție, sau chiar în timpul regimului comunist, după eliberare, întâlnindu-și torționare acești oameni care l-au cunoscut pe Hristos în urma unor experiențe mistice, unice și de neîmpărtășit celorlalți, i-au îmbrățișat și i-au iertat și rămâne iarăși o deviză a acestor oameni care au descoperit sensul existenței în închisoare, acel deziderat să nu ne răzbunați. Deci această capacitate care depășește limita naturii noastre umane. Sigur, Hristos le spune că trebuie să iubim pe cei care ne prigonesc și să ne rugăm pentru vrăjmașii noștri. Dar știm fiecare dintre noi cât de greu este de împlinit un astfel de lucru și considerăm că această virtute o practică doar Sfinții, așa cum s-a întâmplat cu Hristos pe cruce sau cu Sfântul Arhidiacon Ștefan. Iată că de atunci și până astăzi calendarul nostru este plin de sfinți care au avut această capacitate să-și sărute călăie și să-i ierte. De aceea
dincolo de concluziile care se vor trage acum cu prilejul celor 30 de ani, această revoluție a adus multe beneficii. S-au construit peste 3200 de biserici, s-au înființat o mulțime de școli teologice, seminare, licee, grădinițe confesionale. Biserica și-a putut relua activitatea filantropică, construindu-se sute de instituții de asistență socială. Biserica asistă pe cei care lucrează în domeniul în apărare, în sistemul penitenciar, în spitale și așa mai departe. Deci există progrese extraordinare, deși singur trebuie să recunoaștem că marxismul, ca ateismul, ca forme de luptă împotriva sufletului omului, împotriva bisericii, pare să că s-a și întărit și din panoplia de arme cu care își face misiunea, fac parte noi metode și instrumente mult mai perfide, mai rafinate, mai demonice și mai periculoase decât cele folosite în timpul dictaturii. O felicităm pe doamna Elena Morariu pentru această idee de a realiza această expoziție dedicată jertfei martirilor din 1989 și transmitem un cuvânt de binecuvântare și de felicitare din partea întâi stăpătorului bisericii noastre. Dânsa ne-a mai impresionat odată atunci când am comemorat 300 de ani de la moartea martirică a Sfinților Brâncoveni și expoziția pe care domnia sa a deschis-o la casa, Palatul Brâncovenesc de la Bogoșoara, i-a tulburat pe toți, nu numai prin talentul artistic de necontestat, dar prin imaginația și prin interpretarea mistagogică pe care a dat-o morții exemplare a familiei domnitorului Constantin Brâncoveanu. De aceea suntem foarte bucuroși că această expoziție este prezentată și studenților noștri, care, sigur, unii dintre ei și-au dedicat anii de studiu și își vor dedica activitatea viitoare tocmai artei. Noi, biserica, i-am comemorat în mod solemn pe parcursul unui an întreg. Pe toți martirii și mărturisitorii din perioada comunistă și împreună cu ei și pe martirii Revoluției din 1989, adică în anul 2017, anul comemorativ al Patriarhului Justinian și al martirilor și mărturisitorilor pentru credința ortodoxă. O facem și în seara aceasta și o vom face întotdeauna, pentru că datorită lor, iată, astăzi ne bucurăm de multă libertate, poate nu în modul în care ne-am fi dorit sau am visat pe acum 30 de ani, ne bucurăm de mai multă bunăstare materială, de posibilitatea de a călători oriunde dorim în lume, sigur constatând cu tristețe și depopularea țării și sărăcirea celor care locuiesc în mediul rural și lupta care se duce împotriva sufletelor tinerilor din țara noastră și așa mai departe, pentru că eliberarea de sub dictatură este mult mai ușoară decât eliberarea de sub robia drogurilor, a patimilor, a ideologiilor. De aceea, sigur, punând în balanță și cele bune și cele rele care mi s-au întâmplat în acești ultimi 30 de ani, mulțumim lui Dumnezeu și ne închinăm în fața memoriei celor care cu atâta curaj, cu atâta demnitate, redescoperind credința și demnitatea, au luptat pentru libertatea noastră acum 30 de ani. Vă mulțumesc!